Bună ziua, dragi cititori! Iată-ne din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, de data aceasta în cadrul unei noi campanii online desfășurată pe site-ul editurii Herald, campanie intitulată Cabala, Alchimia și Puterea Cuvântului. În perioada 19-24 ianuarie, deci iată timp de aproape o săptămână, deschidem o călătorie, i-aș putea spune, o incursiune livrescă pe urmele tradițiilor mistice fundamentale cu această nouă campanie, unde vom prezenta unele dintre cele mai semnificative lucrări, aparținând hermetismului, cabalei și alchimiei, arte sacre care reprezintă chei de acces către cunoașterea simbolică. În acest demers, înțelegerea fiecărui cuvânt este fundamentată pentru revelarea mesajului. Totodată, în cadrul rubricii puțin mai devreme menționată, Cărți deschise pentru minți deschise, alături de invitații noștri vom vorbi despre semnificațiile oculte ale ordinii universale, despre gândirea magică și religioasă iudaică, despre superstiții populare și alte elemente de magie cabalistică. Astăzi, alături de noi, este doamna Felicia Wallmann, conferențiar universitar, doctor la Facultatea de Litere și coordonator al Centrului de Studii Ebraice. Îi mulțumim încă o dată din tot sufletul, îi mulțumim cu recunoștință pentru că de fiecare dată când apelăm la domnia sa, este foarte promptă și, iată, cred eu, facem materiale interesante cu care venim înaintea dumneavoastră. Astăzi, pentru că vorbim despre această frumoasă campanie Cabala, Alchimia și Puterea Cuvântului, ne-am gândit ca pe lângă titlurile din colecția Sefer, colecția de Cabala, pe lângă titlurile din colecția de Alchimie, să vorbim și despre o carte foarte dragă, atât mie cât și doamnei profesor Felicia Wallmann, o carte despre care noi am vorbit cu mult timp în urmă. Este vorba despre Simbolismul corpului uman de Annick de Sousenel, o carte publicată în colecția Arhetip. Iată, foarte firesc, mi se pare ca în această campanie să fie incluse și cărți din colecția Arhetip, mai ales cele care au legătură cu o anumită simbolistică din Cabala și mai ales cu arborele sefirotic. Simbolismul corpului uman este o lucrare clasică în cercurile ezoterismului francez, iar doamna Annick de Sousenel, un terapeut creștin ortodox care a studiat matematica și teologia și a fost profund influențată de psihologia lui Carl Gustav Jung, chiar vorbeam înainte de începerea materialului despre psihoterapeuți jungieni, se consacră Annick de Sousenel spiritualității creștine în tainele căreia descoperă însuși sensul existenței umane. Pentru doamna Annick de Sousenel, mitosul creștin este o cale vie spre realizarea potențialului uman, dar o cale al cărui limbaj a fost cumva uitat. Această carte reprezintă un studiu fascinant și elaborat care încearcă să readucă la viață mitul, aplicând simbolismul limbii ebraice la înțelegerea Bibliei și, în mod special, a referințelor foarte numeroase la corpul uman care apar în textul sacru. Iată, vorbim aici despre. Putem vorbi și despre arhetipuri, putem vorbi și despre mituri, putem vorbi despre Cabala, putem vorbi despre arborele sefirotic, pentru că, așa cum spuneam puțin mai devreme, poate există o legătură până la urmă, vorbim despre interdisciplinaritate, o legătură între pregătirile profesionale ale doamnei Annick de Sousenel, faptul că era matematician, faptul că, iată, a trecut la creștinismul ortodox, s-a convertit, de asemenea foarte deschisă spre tot ceea ce înseamnă spiritualitate și studiul simbolisticii și al simbolismului corpului uman și nu întâmplător această carte are această denumire Simbolismul corpului uman cu elemente, cum spuneam, din Cabala, poate și din medicina tradițională chineză, din zona creștinismului. Deci, iată, foarte multe elemente care cred că dacă stăm să citim această carte și cu siguranță
o citim și o recitim și o recitim și ne facem tot felul de adnotări cu creionul pe margine. Cred că găsim niște elemente de legătură între anumite tradiții spirituale. Da, și eu zic că este într-adevăr o carte care poate fi recitită de multe ori. Nu este un roman pe care îl citești odată și pe urmă eventual îți mai aduce aminte. Este o carte cu foarte multă informație, foarte multă informație, care în general e greu de digerat într-o singură tranșă. E o carte pe care în general e bine să o lași, să o reiei, să o aprofundezi, pentru că are și un nivel, să zicem, de suprafață, unde este o povestire, este o trecere în revistă a unor lucruri, dar are și un nivel, să zicem, mai adânc, mai ascuns, un nivel de înțelegere superior, care poate fi pătruns după o recitire atentă de câteva ore a textului inițial. Tot așa cum însăși Tora, însăși Biblia în tradiția evreiască, este o carte cu mai multe straturi, cu mai multe sensuri, mai multe nivele de înțelegere și ca atare este o carte care trebuie recitită de mai multe ori. Nu trebuie învățată pe din afară, ci recitită pentru a-și recăpăta valențele, valoarea, pentru a transmite de fiecare dată ceva nou. Pentru că și la Nic de Suznel, de fiecare dată când citești cartea, mai descoperi câte ceva, lucruri care ți-au scăpat la prima citire, lucruri pe care le-ai trecut mai repede, mai ușor la primul contact cu informația și pe care apoi începi să le înțelegi, să le pritocești, să le pătrunzi mai bine. Cred că îmi cer scuze de intervenția mea, cred că ține cumva, și asta e valabil nu numai în cazul acestei cărți, dar cred că ține cumva și de felul în care ne raportăm noi la anumite lucruri și legate de experiența noastră de viață, dar și legate de, până la urmă, de experiența noastră intelectuală. Pentru că probabil că, într-un fel, citești această carte la 30 de ani, după ce ai acumulat și ai citit alte cărți și ți-ai, cum să spun, ți-ai dezvoltat, ți-ai amplificat pe anumite zone, ai aflat mai multe lucruri despre anumite tradiții spirituale, începi să faci anumite conexiuni. Stai puțin că poate am găsit acel aspect într-o altă carte sau într-o altă tradiție și vii după 10 ani, dau și eu un exemplu, 10-15 ani, undeva la 40-45 de ani o citești altfel. Și s-ar putea ca la 60 să o citești iarăși cu alți ochi, în funcție și de gradul de înțelepciune pe care îl dobândești de-a lungul vieții. Absolut, de asta mi se pare o carte pe care oricine ar trebui să o aibă în bibliotecă, pentru că e o carte la care revii. E o carte care nu-și pierde actualitatea, nu-și pierde importanța, tocmai pentru că informația pe care o transmite este o informație valabilă, care nu depinde de moment, nu depinde de timp, ea este general valabilă și poate fi oricând utilă cuiva care e interesat de astfel de lucruri de spiritualitate și de înțelegere a modului în care funcționează natura umană și corpul uman, și fizic, dar și spiritual. Pentru că, bineînțeles, cartea lui Anic de Suznel vorbește despre simbolistica corpului uman, făcând o analiză atât a părții fizice, cât și a părții spirituale. Legătura dintre cele două fiind foarte puternică în toate tradițiile vechi, așa cum ea de altfel analizează și subliniază în carte. Legătura aceasta este nu doar permanentă, nu doar importantă, ci este absolut necesară, adică nu poate exista unul fără celălalt. Nu putem trata corpul uman în absența spiritualității, tot așa cum nici spiritualitatea nu poate fi tratată fără referirea la corpul uman. Și asta vedem în toate tradițiile, așa cum bine ați spus mai devreme. În tradiția evreiască, la fel ca în tradiția indiană, la fel ca în celelalte tradiții vechi, există o corespondență între corpul uman, între imaginea corpului uman și tot ce înseamnă lume superioară. Nu? Gândirea hermetică se spune tot ce e jos e și sus, tot ce e sus e și jos. Acel lucru este valabil, evident, și în această imagine a corpului uman, care este o imagine în miniatură a Universului,
în limbaj cabalistic arborele sefirotic, în limbaj indian chakre și așa mai departe. Deci există în toate tradițiile această idee a corespondenței între univers și corpul uman, între ce e sus și ce e jos. Într-adevăr, în tradiția evrească există această imagine a arborelui sefirotic, arborele celor 10 manifestări, atribute ale lui Dumnezeu, prin care el ne devine accesibil nouă, gândirea cabalistică spunând că Dumnezeu este o entitate, o energie infinită, din care noi nu putem accesa decât anumite manifestări, anumite atribute, care ne sunt nouă posibil de atins, de văzut, de simțit. Și în această idee, corpul uman, de altfel ca și corpul animal sau corpul chiar vegetal, e văzut în această imagine. Imaginea lui Dumnezeu fiind, de fapt, imaginea lumii, imaginea în care poate fi văzută întreaga lume. Și din punctul ăsta de vedere, schema, chiar trebuie spus că schema arborelui sefirotic, care este văzut ca un sistem de 10 energii, de 10 fluxuri, care funcționează doar prin transferul de la unul la altul, prin corespondența între părțile acestui sistem, deci toate cele 10 atribute, manifestări ale lui Dumnezeu, nu pot funcționa decât împreună, decât ca un sistem care trebuie să existe în echilibru pentru a produce cele mai bune efecte. Tot așa cum corpul uman trebuie să fie în echilibru, trebuie să fie, pentru a fi sănătos, are nevoie de echilibru, de armonie. Și fizică și spirituală, pentru că aici este, de fapt, jocul între cele două aspecte ale naturii umane. Și trebuie spus că în tradiția evreiască, corpul uman, spre deosebire de alte tradiții, nu este văzut doar ca un vehicul pentru suflet, doar ca un instrument prin intermediul căruia omul poate fi prezent pe pământ o perioadă limitată, așteptând apoi venirea lumii mesianice, lumii de apoi. Ei bine, în tradiția evrească, corpul uman e foarte important. Este un dar de la Dumnezeu, dar este un dar dat cu împrumut. Deci îl primești de la Dumnezeu când te naști, dar trebuie să-l dai înapoi în condiții optime. Trebuie să ai grijă de el. Nu este doar un vehicul pentru o fază trecătoare. Și este un împrumut pe termen limitat, dacă vrem, de la Dumnezeu. Și atunci, în tradiția evreiască, este foarte importantă grija față de corpul uman. Corpul uman trebuie tratat cu respect. Corpul uman trebuie tratat medical. Deci, tradiția evreiască spune că, spre deosebire de pildă de situații în care sunt oameni care spun credința e singurul medicament. Da? Sunt oameni, din păcate, sunt situații în care oamenii refuză tratamentul medical pentru că trebuie să vadă dacă Dumnezeu vrea să-i salveze sau nu. E bine, tradiția evrească este obligație de la Dumnezeu să tratezi corpul uman, să ai grijă de el, să te duci la doctor, să verifici starea lui de sănătate, ba chiar și operațiile estetice, dacă sunt făcute pentru a îndepărta un defect și nu din vanitate, trebuie făcute, deci sunt chiar recomandate, nu sunt considerate o încălcare a contribuției lui Dumnezeu la viața noastră. Deci, așa făcând cumva o glumă, primești ceva spre bună și dreaptă folosință. Iată, și ce limbaj am exact început să folosesc. Primești un corp spre bună și dreaptă folosință și îl vei da la fel cum l-ai primit. Deci trebuie să ai grijă de corpul tău. Și mă gândeam, nu știu, mi-a venit în minte, mă gândeam cum ar fi privită din punct de vedere al tradiției iudaice. Și cumva sunt convins că există legătură și cu creștinismul. Cum ar fi privit ca păcat, din acest punct de vedere, actul suicidului? Sigur, în toate tradițiile actul suicidului nu este acceptat, nu este, din punct de vedere religios, este inadmisibil. Sigur că și în tradiția evrească, la fel, nu este acceptat suicidul. Tocmai pentru că înseamnă a lua ceva ce ți-a dat Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate să ia ce ți-a luat.
Pe de altă parte, însă, trebuie spus că are pe undeva și un aspect negativ această viziune, pentru că, din acest motiv, în tradiția evrească nu se încurajează donarea de organe. Pentru că normal este că atunci când înapoiezi corpul lui Dumnezeu, să-l înapoiezi în starea în care l-ai primit. Deci donarea de organe nu e încurajată. Pe de altă parte, sigur că există în tradiția evrească, și asta e foarte important de știut, există în tradiția evrească o regulă care spune că viața e mai importantă decât orice poruncă a lui Dumnezeu, în sensul că viața primează. Cea mai importantă poruncă a lui Dumnezeu este că viața primează și pentru asta poți să le încalci pe toate celelalte. Cu alte cuvinte, atunci când e vorba de viața cuiva, deci dacă e vorba de donarea de organe pentru ca cineva să supraviețuiască, se acceptă. Exact la asta mă gândeam și eu. Dacă e vorba de donare în scopuri de înfrumusețare, atunci nu este acceptată. Dar dacă e vorba de a salva o viață, e mai important decât orice altă poruncă. Sau îmi vând un rinic ca să fac rost de bani. Exact, asta nu se acceptă. Exact, asta nu se acceptă, dar dacă dau un rinic ca să salvezi o viață, atunci se acceptă pe acest principiu. Deci există regula asta că întotdeauna viața primează, indiferent de celelalte reguli. Toate celelalte sunt secundare. Aș vrea să insistăm un pic pe ceea ce înseamnă tradiția cabalei și să explicăm poate mai mult pentru cititori, cu siguranță de-a lungul timpului, referitor și la această carte, dar nu numai la această carte, și la alte cărți din această superbă, pot să-i spun, colecție Sefer. Atunci când am întâlnit explicații despre arborele sefirotic, ce reprezintă el? Da, e vorba de o imagine pe care cabaliștii au propus-o undeva în secolul 12-13, când au venit cu această explicație, pe care de altfel o regăsim foarte bine prezentată și foarte detaliată în cartea lui Isaac Luria, Fereastra Sufletului. Ideea aceasta că Dumnezeu, fiind infinit, fiind imposibil de perceput, de văzut, de atins prin capacitățile noastre limitate, nu este posibil să ne ocupăm cu înțelegerea măreției lui în întreaga ei valoare, ci ne putem ocupa, putem înțelege, putem reacționa, putem interacționa doar cu acele atribute ale lui Dumnezeu, acele manifestări ale lui Dumnezeu, care ne sunt accesibile nouă ca oameni. Dragostea lui Dumnezeu, pedeapsa lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu și așa mai departe. Deci sunt practic 10 atribute, 10 manifestări prin care Dumnezeu se manifestă față de noi ca oameni și care, pentru ca lumea să meargă în continuare, să continue să se miște într-un ritm normal, este cazul ca acest sistem, ca acest arbore sefirotic să existe în echilibru, în armonie. Asta înseamnă că, de fapt, ce ne spune tradiția evrească este că nu e bună nici prea multă dragoste, nici prea multă pedeapsă. Dragostea fără limită e la fel de nesănătoasă ca și pedeapsa fără limită. Deci întotdeauna este bine ca fiecare lucru pe care îl facem, fiecare atribut ale lui Dumnezeu, pe care noi îl determinăm, iarăși asta este un lucru foarte important de înțeles în tradiția evreiască, noi suntem cei care prin purtarea noastră determinăm manifestările lui Dumnezeu. Noi suntem cei care determinăm pedeapsa lui Dumnezeu sau dragostea lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu sau măreția pe care ne arată. Deci, practic, este un... Dacă vreți, un act de colaborare. Asta este, de fapt, ce aduce revoluționar gândirea cabalistică, ideea că între Dumnezeu și om există o permanentă colaborare pentru a ține lumea în mișcare. Ceea ce face omul determină reacția lui Dumnezeu și, în felul acesta, mersul lumii. Pentru că, nu-i așa, textul biblic spune de la început că Dumnezeu a creat lumea pentru om, pentru ca omul să o administreze și chiar dacă omul a greșit, a încălcat prima poruncă și a căzut în lumea fizică,
În continuare, pentru a o ține în mișcare, e nevoie de această colaborare. Deci, practic, faptele bune ale omului nu doar îl ajută pe Dumnezeu, ci sunt chiar necesare, iar pe de altă parte, faptele rele ale omului determină un dezechilibru nu doar în interiorul omului sau în relația omului cu lumea înconjurătoare, ci chiar în interiorul divinului, pentru că determină un dezechilibru al acestui sistem de energii care trebuie să rămână în echilibru, în armonie, pentru ca lumea să poată continua în condiții optime. Și deci, în viziunea arborelui sefirotic, văzut și ca o imagine a corpului uman, corpul uman la rândul lui ar trebui să se afle într-un echilibru atât fizic cât și spiritual, pentru a putea să funcționeze la parametrii maximi. Aș încheia discuția noastră cu un frumos citat pe care l-am găsit din Anic de Suzanel. Corpul vorbește, trăiește. El transmite cerința de creștere a nucleului ființei, cuprins în fiecare dintre celulele sale menite a-i elibera energia. Finalitatea sa este corpul divin, modelul său, care i s-a arătat lui Moise și a cărui imagine acesta din urmă ne-a transmis-o sub forma arborelui sefirotic. Dragii noștri, am vorbit astăzi în cadrul acestei frumoase campanii, Cabala, Alchimia și Puterea Cuvântului, despre o carte superbă. Este vorba despre Simbolismul corpului uman de Anic de Suzanel, o carte publicată în colecția Arhetip a editurii Herald. A fost alături de noi doamna profesor Felicia Valman, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Litere și coordonator al Centrului de Studii Ebraice. Sper că am venit înaintea noastră cu informații cât mai utile, informații prețioase. Îi mulțumim doamnei Felicia Valman. Noi ne întâlnim la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise cu un alt invitat în cadrul acestei frumoase campanii. Până atunci să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere!